2019 a fost anul în care negarea schimbărilor climatice a luat sfârșit pentru majoritatea oamenilor obișnuiți. Nu mai este posibil să ignori condițiile meteorologice extreme și creșterea temperaturilor la scară globală. Planeta parcă ne prevestește despre ce se va întâmpla în următorul deceniu prin catastrofele care au avut loc la sfârșitul anului trecut. Am început noul an cu un conflict major între țările puternice ale lumii și cu reportaje de la fața locului despre haosul și distrugerile provocate de focul din Australia. Zilele s-au transformat în nopți, cerul are culoarea sângelui, temperaturile sunt în creștere, iar cetățenii sunt refugiați în propria țară și sunt nevoiți să se adăpostească în bărși pe ocean cât timp focul le consumă casele. Aceasta este noua realitate pentru majoritatea locurilor de pe pământ în ultimul an. Datorită faptului că nu au fost atinse obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, zonele de coastă de la altitudine joasă și insulele vor fi inundate, iar milioane de oameni nu vor mai avea o casă. Oceanul Arctic va continua să se topească într-un ritm alarmant, focurile sălbatice și seceta vor deveni mult mai comune și vor arde pentru o perioadă mai lungă de timp. Milioane de oameni vor fi strămutați din casele lor, creând o criză umanitară globală. În videoclipul de astăzi ne vom concentra atenția asupra Australiei, care a fost un prim candidat la schimbările globale de-a lungul anilor, însă este totodată țara a cărui guvern a refuzat să facă ceva în privința schimbărilor climatice. Australia este un loc fascinant. În același timp, țară și continent, insulă și economie de top a lumii, masiv populată de animale, dar în același timp slab populată de către oameni, Australia este unică în felul său. Este casa a peste 20.000 de specii endemice de animale și plante, adică care se găsesc în natură numai pe un anumit teritoriu, iar oceanele care înconjoară continentul sunt casă pentru marea barieră de corali. Țara se mândrește cu peisajele pădurilor, sute de kilometri pătrați de deșert arid și savană și în special copacii vechi de mii de ani din specia de conifere, Lagarostrobos, care sunt de fapt unii dintre cei mai vechi copaci din lume. Australia este o nestemată, o locație excelentă pentru cercetările științifice și în același timp pentru vacanță, însă aspectele enumerate până acum s-ar putea să se schimbe în viitorul apropiat. Aceasta este Australia la începutul acestui an. Aceste imagini infernale arată parcă ar fi desprinse din peisajul filmului Mad Max. Aproape de necrezut, însă, pentru rezidenții orașelor distruse de flăcări, aceasta este realitatea de zi cu zi din ultimele săptămâni. Oamenii au adoptat o față curajoasă în fața dezastrelor și au încercat o altă abordare. De exemplu, au fost publicate imagini cu o pancartă instalată în fața unei librării pe care scria: Ficțiunea din operele post-apocaliptice a fost mutată în realitatea noastră, însă situația este de fapt groaznică. Începând cu 6 ianuarie, milioane de acri de păduri au fost distruși de focurile necontrolate, iar peste 25 de vieți au fost pierdute. 19 în New South Wales, iar restul în statul Victoria și alte regiuni din sudul Australiei. Numărul animalelor care au pierit în focurile mistuitoare este amețitor, Experții estimează că cel puțin 500 de milioane de animale au murit în ultimele zile, numai în statul New South Wales, care este totodată epicentrul incendiilor. Există temerea că unele specii de animale și plante au fost distruse pe vecie. Momentan nu vom ști cu siguranță ce dezastre naturale au avut loc acolo, pentru că ne aflăm la începutul sezonului secetos. Prin urmare, experții se așteaptă ca focurile să facă ravagii și în lunile următoare. În zonele de coastă, rezidenții au fost forțați să se retragă către plaje, înfășurându-și fețele cu prosoape, folosind ochelari de înnot sau măști de gaze, cu ajutorul cărora să se apere de fum și de aerul încărcat cu carbon. Lumina zilei dispare în spatele zidului de fum gros și o strălucire roșie stranie acaparează încet cerul, anunțând sosirea incendiilor scăpate de sub control. A fost raportat faptul că flăcările s-au ridicat până la 60 de metri în aer, iar pe alocuri au fost văzute tornade de foc care distrug totul în cale. Imaginile înregistrate vor deveni emblema reprezentativă pentru dezastrul mistuitor nemai întâlnit până acum pe planeta noastră. De la copii care supraviețuiesc folosind măști de respirație și privesc de la bordul bărcilor cum casele lor sunt distruse de flăcări, la pompieri copleșiți de infernul roșu. Acest atac violent al naturii va rămâne cu siguranță în cărțile de istorie. Cu toate aceste lucruri în minte, cred că nu vă îndoiți de faptul că guvernul australian se ocupă de problema schimbărilor climatice din țara lor, care este acum extrem de vulnerabilă, corect? Ei bine, nu chiar. Este îngrozitor și în același timp deloc surprinzător că nu se ocupă absolut nimeni de această problemă reală, palpabilă, în special din cauza conducătorilor țării. Actualul prim-ministru Scott Morrison este un cunoscut negaționist al schimbărilor climatice și un susținător al industriei cărbunelui la propriu. Odată chiar a adus o bucată mare de cărbune în Parlament și a îndemnat pe toți să nu se temă de utilizarea combustibililor fosili în viitor. Nu este vorba numai despre conducerea actuală. Industria combustibililor fosili este unul dintre principalii donatori ai partidelor puternice care conduc țara prin rotație. În decembrie, în timp ce focurile tocmai izbucniseră, liderul Partidului Laburist aflat în opoziție a făcut un tur al comunităților miniere de cărbune din Australia cu scopul de a-și exprima susținerea și devotamentul pentru folosirea combustibililor fosili. Guvernul australian a luptat încă din 1996 cu acordul internațional privind schimbările climatice și în prezent se află pe locul 57 din 57 de țări care au luat măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Totuși, s-ar putea să nu te surprindă aceste statistici pentru că Australia este cel mai mare exportator de cărbune și gaz din lume. Atunci când se aduce în discuție problema schimbărilor climatice, guvernanții deviază de la subiect apelând la aceea scuză. Ca o țară care numără doar 26 de milioane de locuitori, Australia nu produce multe emisii toxice comparativ cu Statele Unite, China sau alte țări puternic industrializate. În timp ce această afirmație poate fi adevărată, trebuie să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru început, exportul masiv de combustibil fosil al Australiei permite celorlalte țări să polueze în continuare într-un ritm amețitor și, în comparație cu restul lumii, Australia încă se află pe locul 16 în topul țărilor cu cele mai multe emisii de carbon. În plus, faptul că alegerile sunt câștigate în continuare de către politicienii care se referă la folosirea combustibililor fosili într-un mod prietenos și pozitiv se datorează propagandei și practicilor ilegale din timpul campaniei electorale. De exemplu, domnul Morrison a fost purtat spre victorie din cauza faptului că Palmer Cleave, un oligarf al industriei cărbunelui, a folosit abuziv guvernul marionetă care i-a permis să cheltuie de două ori mai mulți bani în campania electorală decât primele două partide majore combinat doar ca să blocheze calea spre victorie a partidului laburist. În timp ce nici Partidul Laburist nu este perfect atunci când ne referim la schimbările climatice, ei au fost de acord totuși cu unele acțiuni de atenuare ale schimbărilor climatice impuse la nivel internațional. Cu toate că nu a câștigat după victoria lui Morrison, Palmer a făcut public planul de a construi cea mai mare mină de cărbune din Australia. Pe partea propagandistă a țării, mass media din Australia este dominată de către Robert Murdoch, omul de afaceri din spatele canalului de televiziune Fox News și totodată deținătorul Imperiului Media News Corporation, unul dintre cele mai mari conglomerate din lume. Ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba, statisticile arată că 58% din ziarele publicate zilnic îi susțin afirmațiile cu privire la negarea schimbărilor climatice și promovează ideologiile sale pe această temă. Răspândirea informațiilor greșite și negarea la nivel global de către liderii lumii permite ca folosirea zilnică a combustibililor fosili să continue distrugerea planetei. În situația dată este o acțiune demnă de dispreț, în special pentru că guvernul Australiei a ales să închidă ochii la catastrofa care are loc în propria țară. Sute de milioane de animale au ars de vii și s-au sufocat, păduri seculare neatinse niciodată de foc au fost distruse în doar câteva zile, cel puțin 25 de persoane au murit, casele s-au transformat în cenușe și comunități întregi de oameni au fost tăiate de pe lista ajutoarelor. Trebuie să adăugăm la acest dezastru și moartea unei zone importante din Marea Barieră de Corali, dispariția pădurilor subagvadice, Chelp și regiunile întregi rămase fără apă potabilă datorită secetei cu care ne confruntăm în prezent. Australia este probabil cel mai poetic loc devastat de oameni o țară despre care experții ne-au avertizat de-a lungul a cel puțin 20 de ani că este extrem de vulnerabilă, schimbărilor climatice, țara unde principalul produs exportat a dus la propria distrugere. Am privit nepăsători cum reciful de corali a murit, am văzut cum furtunile tropicale din ce în ce mai puternice se formează frecvent și acum avem în fața noastră incendii violente care au distrus zone neatinse până în prezent. Aceasta este moștenirea primită de la industria combustibililor fosili și din partea liderilor mondiali complici ai acestui sistem dăunător. Oamenii din Australia s-au trezit și luptă acum împotriva schimbărilor climatice și a sistemului politic corupt care le conduce țara. La fel ca ei, majoritatea oamenilor din întreaga lume s-au decis că aceasta este o problemă principală a noului deceniu ce va urma. Criza climatică nu se va ameliora de la sine, de fapt se va înrăutăți de acum încolo. Depinde de noi, oamenii obișnuiți, să ne alegem lideri responsabili și să cerem schimbarea care ne va asigura un viitor mai bun. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!